Salut! În episodul de astăzi o să vă spun ce mașină nu aș alege eu personal absolut niciodată, adică ce fel de mașină nu mi-aș cumpăra. Și nu o să fac referire neapărat la vreo marcă, ci pur și simplu ce tip de mașină nu mi-aș cumpăra niciodată. Și o să vedeți că sunt mai multe genuri de mașină pe care personal le-aș evita. Sunt doar păreri personale. Voi vă cumpărați absolut ce mașină vă place. Viața e doar una, nu ascultați pe unul și pe altul. Dacă îți place o mașină, ai bani și vrei să o cumperi, cumpără, indiferent de cine ce zice, pentru că important e cum te simți tu și e important să trăiești viața ta, nu viața altora. Acestea fiind zise, hai să începem cu primul gen de mașină pe care nu l-aș alege niciodată. Păi nu aș alege o mașină cu motor mic. Și de ce vă arăt un Smart când spun asta? Pentru că Smart are motor mic, dar are un motor decent pentru caroseria pe care o are el. De exemplu, ăsta e 0.8 litri diesel, dacă nu mă înșel. Dar na, e o mașinuță micuță și motorul chiar face față. Însă nu aș alege niciodată o mașină mare cu motor mic, pentru că în ziua de azi producătorii auto, din dorința de a eficientiza amprenta de carbon a întregii flote pentru a se încadra în parametrii impuși de diferite organisme de reglementare, au început să monteze motoare din ce în ce mai mici pe mașini. De exemplu, sunt SUV-uri aproape de 2 tone care au montate motoare de 1,5 litri. Deși aceste motoare au aproape aceeași cai putere cu motoarele de 2,5 litri montate pe asemenea mașini în urmă cu 20 de ani, asta nu e deloc un lucru bun. Combinația dintre o mașină grea plus un motor mic cu foarte mulți cai putere nu e tocmai fericită. Bine, aici aș putea să pară un pic ipocrit, pentru că am un mini SUV de ăsta, un crossover, cu un motor destul de mic. E un 1.8 benzină cu 122 de cai putere. Bine, e hibrid, mai are un motor, dar împreună au 122 de cai putere. Și din punctul meu de vedere, pentru caroseria asta e cea mai mică opțiune. Există și motorul de 2. Și în trecut exista și motorul de 1.2 exclusiv benzină, dar cred că motorul de 2 e mai potrivit, deși și ăsta face față, nu are nicio problemă, dar totuși e cam mic. Un motor de 2.5 ar fi ideal pentru astfel de caroserie, din punctul meu de vedere. La fel am Focus-ul ăsta, care are un motor de 1.6 diesel, 109 cai putere, care e micuț, adică na, mașina merge bine, dar pentru tipul ăsta de caroserie trebuie cel puțin un motor de 2000. Deci motorul de 2000 e ok, atunci nu face niciun fel de efort, iar mașina poate ține, combinația asta de mașină combi cu motor de 2000 poate ține lejer 1 milion de kilometri. Nu aș cumpăra niciodată o mașină second hand care are o instalație de gaz, din motive lesne de înțeles. Un astfel de motor va avea o uzură cel puțin dublă în camera de ardere, în special în zona supapelor, din cauza naturii gazului, care produce o ardere extrem de seacă. Plus, va trebui revizionat întreaga instalație de gaz imediat după ce o cumperi, pentru că nu știi ce a fost înainte. Pentru siguranța ta, cel mai bine e să faci o astfel de revizie. Oricum, când cumperi o mașină second hand, trebuie să faci o revizie completă, adică să schimbi uleiul în motor, uleiul în cutie, distribuții și așa mai departe. Și pe lângă toate astea, în cazul unei mașini pe gaz, trebuie să mai faci și revizia instalației de gaz. În plus de asta, va avea, nu contează cine ce spune că el are un Logan cu 10 milioane de kilometri folosit doar pe gaz, oricum
gazul înjumătățește viața mașinii. Nu contează cine ce spune, ăsta e adevărul. Dacă vouă vă place să fiți mințiți, mințiți-vă singuri. M-aș feri cu siguranță de un motor în 3 cilindri. Și aici vă arăt un motor în 3 cilindri. Vedeți, doar 3 injectoare, rampa comună. Este un motor extrem de simplu. Uitați-vă ce radiator are. E chiar super simpatic motor. Deci dacă te uiți la el, te îndrăgostești pentru că e mic și arată foarte bine. Deși motoarele astea sunt mai economice atât din punct de vedere al achiziției cât și al întreținerii, fiind montate pe mașini mici din clasa compactă, eu nu aș merge până asemenea motor din cauza că aceste motoare sunt foarte gălăgioase și vibrează foarte mult, fiind motoare în 3 și nu în 4 cilindri, evident există un dezechilibru la interior, iar asta se simte și la exterior. Deși la mașinile mai noi asta se simte din ce în ce mai puțin în comparație cu cele din trecut, cum e ăsta în 3 cilindri. Acum s-au luat măsuri care au atenuat din această problemă, deci sunt mai puțin gălăgioase. Aceste motoare au relantiu mărit, deci își fac gălăgie mai mare, în plus au putere mai mică și inevitabil pentru că fac un efort mai mare, au o durată de viață mai mică. Ideea e că cu cât un motor e mai mare și are mai mulți cilindri, cu atâta va fi mai fiabil. Deci un V12 categoric va fi mult mai fiabil decât Mutsukinul ăsta, dar ăsta e simpatic, măcar atât. Nu aș cumpăra niciodată o mașină hibrid cu un motor făcut pe o altă platformă decât cea de la Toyota. Toyota face aceste motoare din 1997 și le face foarte bine. Restul producătorilor, chiar și cei nemți care nu folosesc platforma de la Toyota, sunt încă la început și le mai trebuie ceva timp până să ajungă să facă aceste motoare fiabile. Poate peste câțiva ani, de ce nu? Nu aș cumpăra nicio mașină de peste 200.000 de kilometri care are o cutie CVT. Poate doar o Toyota sau un Lexus care au cutii ECVT și care sunt destul de fiabile, deși și acolo m-aș gândi de două ori înainte de a cumpăra acea mașină. Evident, nu aș cumpăra absolut nicio mașină înainte de a mă interesa despre eventualele probleme ce pot apărea la modelul respectiv, ca să știu ce să verific și cam la ce problemă să mă aștept. Și acum hai să vă spun ce mașină aș cumpăra. Ei bine, aș cumpăra absolut orice mașină, cu două condiții. Hai să zicem cu trei. 1. Să fie nou-nouță. 2. Să îmi placă, evident. Și 3. Să nu o țin mai mult de 2, maxim 3 ani sau maxim 100.000 de kilometri. Dacă fac 100.000 de kilometri, ceea ce eu nu fac în perioada asta, când ajunge la 100.000 de kilometri, să o dau. Bineînțeles, asta în condițiile în care mi-aș permite, din punct de vedere financiar, treaba asta. Ok, tu ce mașină nu ți-ai cumpăra? Sunt curios, scrie în comentarii. Ne vedem data viitoare.